Partida care va avea loc sâmbătă pe stadionul de la Chiria poate fi considerat un adevărat derby al acestei ultime etape, având în vedere că UTA și FC Argeș sunt cele mai galonate echipe care activează acum în Liga Secundă, arădenii având în palmares 6 titluri de campioană, iar piteștenii doar 2. După 18 etape disputate până acum, FC Argeș ocupă locul 9 în clasament cu 25 de puncte, iar UTA se situează pe poziția 12-a cu 21 de puncte. Oficialii echipei alviolete simt că echipa traversează o perioadă bună și vor să se întoarcă cu toate punctele din această deplasare. Va fi un meci dificil, vă dați seama, pentru că sunt două echipe tradiționale ale fotbalului românesc. Dacă vă aduceți aminte, singurele echipe din provincie în anii comunismului care au câștigat campionatul României au fost FC Argeș, UTA și Petrol Ploiești. Vom încerca să abordăm meciul cu cât mai multă încredere, cu determinare și să înțelegem că avem mare nevoie atât pentru noi ca antrenori și ca jucători, cât și această victorie în deplasare care a fost așteptată cam mult campionatul ăsta. Cealaltă formație din Argeș, care reprezintă județul la nivelul Ligii Secunde, CS Mioveni, va evolua tot în deplasare la Buftea, acolo unde va întâlni CS Balotești, după care săptămâna viitoare va evolua în Cupa României în compania formației de primă ligă Gazmetan Mediaș. Proaspătul antrenor al galbenverzilor, Laurențiu Roșu, vrea toate punctele din deplasarea de duminică de la Buftea, după care se va focusa pe jocul de cupă pentru a accede în primăvara competiției. Programul complet al ultimei etape a turului de campionat, Liga a doua, este următorul. Știința Miroslava, Ripensia Timișoara, CSA Fumați, Academica Clinceni, Olimpia Satu Mare, Chindia Târgoviște, UTA Arad, FC Argeș, Pandurii Târgu Jiu, Dacia Unirea Brăila, Foresta Suceava, Luceafărul Oradea, Dunărea Călăraș, Metaloglobus București, ASU Politehnica Timișoara, ASEA Târgu Mureș, AFC Hermannstadt, Sportul Znagov, CS Balotești, CS Mioveni.